Deși startul returului de campionat s-a dat astăzi formația feminină de handbal CSU Neptun, continuă să caute soluții pentru a-și îmbunătăți lotul redus numeric. Ieri oficialul clubului Constanțean au ajuns la un acord cu omologii de la HCM Roman pentru împrumutul portalului Paula Teodorescu Vișan și au reușit astfel să acopere primul și cel mai important post deficitar din lot. Fetele de la CSU Neptun au avut doar două zile de vacanță pe 3 ianuarie întorcându-se la antrenamente. Din păcate, echipa de la Malul Mării se confruntă cu aceleași probleme ca anul trecut, o situație financiară precară și un lot subțire, format din doar 10 jucătoare. Cel puțin 2015 a început cu vești bune pentru formația de handbal feminin. Gruparea Constanțean a primit o nouă jucătoare și este pe cale să finalizeze un nou transfer. Paula Vișan, de 30 de ani, va evolua la Constanța până în luna mai și va asigura o concurență și un ajutor real pentru actorul titular, Mihaila Petrescu, cea care a dus de una singură greul între pe durata turului de campionat. Paula Vișan a mai jucat sub culorile echipei Constanțene în perioada în care aceasta se numea Tomis Constanța. Din păcate am rămas cu aceeași echipă, am făcut doar un transfer și sper să mai aducem o jucătoare. Totuși partea de organizare lasă de dorit, deși avem doi directori executivi. N-am avut banii să ne luăm jucătoare tinere, iar de la clubul sportiv școlar nu am primit nimic de multă vreme. Abia anul acesta am luat câteva jucătoare de acolo, dar sunt foarte tinere, așa că le putem integra foarte greu. Sigur nu anul acesta, a declarat antrenorul Ion Crăciun. După primele 13 etape ale sezonului, CSU Neptun Constanța se află pe locul 12, antepenultimul în clasamentul Ligii Naționale de Hambal Feminin cu 9 puncte, având 3 victorii și 10 înfrângeri, așa că are același obiectiv evitarea retrogradării. Startul returului Ligii Naționale Feminine de Hambal s-a dat astăzi meciurile etapei a 14 urmând să se dispute între 9 și 12 ianuarie. Mi-aș dori să îndeplinim obiectivul de rămânere în prima ligă. E adevărat că pe mine asta nu mă mulțumește pentru că am preluat aceste se uneptum pentru ca la Constanță să facem ușor-ușor o echipă puternică. Dar de doi ani de zile batem pasul pe loc, chiar dacă echipa a rămas în prima ligă și sunt șanse ca și la finele acestui sezon să reușim acest lucru. Dacă vom reuși să mai aducem o jucătoare la 9 metri, echipa are nevoie de jucătoare cu experiență în acest moment, a mai spus Ion Crăciun. Pe lângă Vișan, oficialii Constanțeni încearcă să mai aducă o jucătoare tot sub formă de împrumut și aceasta a evoluat în trecut la Râmnicu Vulcea. Este clar că va fi greu pentru CSU Neptun să reziste pe prima scenă a handbalului feminin românesc, însă fetele antrenate de către Ion Crăciun promit să nu depună armele. Echipa va juca duminică în primul meci din returul Ligii Naționale pe teren propriu, cu cetate de Vam. Echipa aflată și ea în subsolul clasamentului locul 10 cu doar 13 puncte.